episod. Știu că n-am mai postat de mult, dar na, sunt a 8-a și nu prea am idei. Și o să vă zic despre amul că o să mă bâlbe destul de mult pentru că nu s-o obișnuit cu așa ceva. Și uitați, inteligentul de mine la ce oră s-a pus să filmeze. Da, este 12:30. Pentru că doar am o chef și nu. Și să începem cu prima întrebare. Ai iubită? Nu, nu am iubită. Care a fost motivul pentru care ți-ai făcut un canal YouTube? Păi nu am avut un motiv anume, doar că m-a inspirat ăsta, mai mulți vloggeri, timp mă uitam, stau aproape toată ziua pe YouTube și nu, m-am vrut să încerc și eu, de ce nu? Ceva nou pentru mine. Care e materia ta preferată? Păi educația fizică sau... Na, nu-mi prea place matematica, română sau ceva. V-am zis că o să mă bâlbâi, da? Câți ani ai? Am 14 ani. Vloggerul tău preferat, România sau străinătate? Păi, de aici din România urmăresc cam mulți, dar preferatul meu este Bogdan Pricope sau Gaju Kid, că face content despre mașini și mie îmi plac mașinile. Și din străinătate este Logan Paul sau Jake Paul, frate-sul. În ce clasă ești? A 8-a, fix de aia n-am mai postat pentru că nu. Examenul, simulări, peste o săptămână, depinde când vedeți voi asta. Să vină simulările. Și nu. Cea mai mică notă? Păi de mi-am amintit bine, cea mai mică notă a fost în clasa 7, adică anul trecut. La fizică am, nu știu ce am făcut acolo, am vorbit cu cineva sau ceva și mi-a dat 2. Ce drag. Îți place cineva? Nu-mi place de nimeni, deocamdată. Cât ce iubite ai avut până am? Păi, îți dai seama că nu le-am numărat. Dar, nu știu, nu prea multe. Cu ce mi-a terminat anul trecut? Păi, nu știu chiar sincer, dar cred că au 8 și ceva. 8-50 ceva în genul. Ești prost sau ce faci? Păi, depinde de situație. Ce mai joci Kendama? Nu mă mai joc cu Kendama de când a început școala sau ceva în genul. M-am jucat iarna lui 2016 și m-am lăsat când a început ăsta, nu ăsta scolar, adică în septembrie anul trecut. Ce înălțime ai? Păi am 1,67, 68, ceva în genul, cât 1,70. Iubită ți-ai tras, nu? Dacă nu-mi place nimeni, cum să am iubită? Crash, nu, nu am. La câți abonați vrei să ajungi? Păi la cât mai mulți. Ce? Zice nu, câți ani ai mai răspuns la asta? De când te joci când am mai zis? Părerea ta despre Shelly? Păi părerea mea despre Shelly este una destul de bună. Asta. Îl urmăresc de destul de multă vreme și îmi place ceea ce face. Părerea ta despre Vlad Munteanu? Păi și despre el, la aceeași părere care despre Shelly. Și pe el urmăresc destul de mult timp. Ce faci? Uite bine, filmez un episod, un Q&A. Vrei să faci 100.000 de abonați? Păi da, de ce nu? Fă videouri mai lungi și mai multe. Păi asta aș vrea, dar nu prea am idei. Și de asta v-aș ruga să-mi lăsați câteva idei în secțiunea de comentarii. Și nu, o să fac. Și de ce nu mai postez? Pentru că am mai zis, sunt clasa 8-a, lipsă de idei și nu. Și da, cam atât a fost acest Q&A și dați-mi follow pe Instagram, adăugați-mă pe Snap, un alt pe Facebook și așa mai departe, o să vă las tot în descriere. Și da, cam asta a fost, nu știu cât o să fie, cât de lung sau cât de scurt, dar nu contează, contează că am postat, nu? Și de-ai rămas până aici, e șmecher de numai. Și da, de v-a plăcut acest Q&A sau cum vreți să numiți voi, dați un like, dacă nu, un dislike și atât. Ciao, les!